Iar un lucru încurajator, sperăm ca până la finalul acestei luni, Spitalul Județean de Urgență Brăila, avem toate documentele depuse la Minister și avem, cred că 99% până la sfârșitul acestei luni, să devină Spitalul Clinic de Urgență Județean Brăila. E un lucru foarte important, în primul rând, pentru finanțarea spitalului, dar și acolo unde suferă spitalul cel mai mult, la partea de medici, pentru că vor veni foarte mulți medici rezidenți pentru a se pregăti pe secțiile Spitalului Județean cu profesorii care activează ca și medici în cadrul acestui spital.